Salutare! Orice întâlnire cu un Porsche e specială, chiar și atunci când avem de-a face cu versiunea de bază. Cel mai ieftin Porsche model sport pe care poți să-l cumperi, 718 Boxster, cu motorizare 2.0 Boxster, 4 cilindri, turbo, 300 de cai putere. Nu e lentă, suta în 4.9 secunde cu sport chrono 4.7, 275 de km la oră viteză maximă, cutie automată cu dublu ambreiaj, 7 rapoarte și partea interesantă este că o poți cumpăra cu manuală și dacă e să mă întrebați pe mine, e recomandabil să o cumpărați cu manuală pentru că manuala de la Porsche este sfântă. Nu există cutie manuală actuală care să îți ofere mai multă implicare, mai multă plăcere decât cele de la Porsche. Hai să vedem mașina. În primul rând, aici scrie Boxster. 718 este gama de bază, sub 911 Cayman Coupe Boxster Cabrio. Și dacă ținem apăsat pe butonul de deschidere, decapotăm mașina, pentru că un Boxster trebuie să stea decapotat. Astăzi e 1 noiembrie și este atât de cald și de frumos afară încât poți sta cu decapotabila fără nicio problemă. Așa arată decapotată, superb. Hai să începem cu farurile. Farurile full LED, deja nu mai există alt tip de faruri pe modelele Porsche. Avem aici niște prize de aer destul de micuțe, luminile de zi. Primul portbagaj se regăsește aici și are suficient loc pentru bagajele de un weekend. Și da, am spus primul portbagaj pentru că avem două. Capota este atât de ușoară încât o ia vântul. Este o capotă din aluminiu foarte ușoară. Mașina cântărește 1440 de kilograme la gol cu transmisie automată PDK. Jantele de bază sunt de 18 inci, dar acest model e configurat destul de frumos. Cu jante negre de 20, 235-35 pe 20 pe față, 265-35 pe 20 pe spate și cu toate elementele care ar fi fost crom negre, inclusiv mânerele ușii. Toată mașina are folie PPF, evident ne-au pregătit-o așa cei de la Porsche ca să nu se zgârie și evident uși fără rame la geamuri. O să luăm loc și la interior imediat, dar ce mai avem de arătat? Admisia. Fiind un motor amplasat median, ai nevoie de aer. Cel mai simplu mod este să-l introduci pe aici. Deci motorul se află sub acoperiș și sub al doilea portbagaj. Nu poți ajunge la el, doar tehnicienii de la Porsche ajung la el. Oricum nu ai nevoie să umbli la el, mai ales că e mașina nouă și e în garanție. Jantele le-am arătat și uitați-vă aici, avem un eleron mobil. Acum este deschis și arată destul de subtil, dar cumva de efect. Frumusețea acestui model este una oferită prin simplitate. 718 Boxster, emblema Porsche aici, evacuarea dublă și ea de culoare neagră, nu mai frige, asta ceva parcată mașina și evident camera de marșarier. Hai să vedem portbagajul secundar, mai mic decât cel din față, dar poți să-ți mai pui aici încă 2-3 bagaje, un ghiozdan, două, poți să mergi într-o escapadă de un weekend sau chiar mai mult în două persoane, evident nu poți mai mult că nu are mai multe locuri. Aici pui uleiul, aici pui lichidul de răcire și Porsche recomandă ulei Mobil One. Al treilea stop de frână se regăsește aici ca să fie vizibil chiar și atunci când mașina este capotată sau decapotată. Și observăm stopurile acestea clare, ia, să vedem și semnalizările amplasate aici. Și aceste patru elemente fac parte din motivul Porsche cu patru puncte, sunt stopurile de frână. Rezervor 54 de litri, dacă mergi cumpătat poți scoate un consum de 10 cu mașina, dar cine merge cumpătat cu un Porsche, să fim serioși. Hai să luăm loc și la interior, nu avem ce motor să vă arătăm că nu este, dar hai să mergem și la interior. Treci tu pe partea cealaltă. Și chiar dacă este o versiune de bază, avem câteva detalii interesante. Volanul Sport, volanul Porsche GT Sport cu padele și padelele au un click foarte satisfăcător. Avem pachetul Sport Chrono cu acest cronometru, dar și cu modurile de rulare situate aici, cu tot cu butonul de Sport Response.
dacă apeși pe Sport Response, timp de 30 de secunde sau 20, nu mai țin minte exact, ai toate resursele motorului și ale transmisiei. Volanul ascunde aici în stânga cheia. Cheia care eu am în mână, dar evident aici avem cheia fizică a mașinii prin care pornești motorul, contactul, lângă faruri, lângă frâna de parcare electrică, gurile de ventilație. Scaunele sunt manuale în standard, dar au reglaj electric pentru spătar. Orice scaun de Porsche are o ergonomie demențială, te țin atât de bine și sunt și confortabile. N-am ce trapă să vă arăt, pentru că mașina este decapotată, să punem parasolarul să nu-mi bată mie soarele în ochi și aici se ascunde și butonul de senzor de parcare. Să vă arăt, dacă voi credeți că un Porsche nu este practic, ei uite că este o mașină mai practică decât credeți, are două suporturi de pahare și îmi pare rău oarecum că la 911 s-a renunțat la acest lucru. Avem un turometru digital, analog, gradat până la 8000 de rotații pe minut, un vitezometru digital, un vitezometru analog până la 280, mașina prinde 275 și aici un ecran în dreapta prin care poți parcurge câteva informații ale mașinii, consum și alte funcții, G-Force și temperaturi. Consola centrală este plină de butoane. Boxster sau 718 nu a renunțat încă la butoane, o să fie o versiune electrică în viitor și unde se vor mai renunța la câteva butoane. Dar avem așa, Porsche Communication Management cu Apple CarPlay, cu Android Auto, cu navigație, phone, sound și setări pentru mașină. Este un sistem simplu, dar de efect nu are mai multe informații decât ai nevoie. Dacă vrei să te duci înapoi la alte funcții, ai scurtăturile astea de home aici. Ai și un card dacă vrei să asculți muzică de pe propriul tău card. Climatizare automată, volan încălzit, scaune încălzite. Butonul de volan încălzit este aici. Multă lume nu știe, oricum nu scrie nicăieri, trebuie să îl știi tu. Climatizare automată, butoanele sunt fizice aici. Schimbătorul de viteze este unul foarte analog, îmi pare rău că au renunțat la el la 911, pui în drive și o pui în manual. PDK, Porsche Doppel Kupplungsgetriebe, cutie cu dublu ambreiaj și 7 rapoarte, 718 aici, buton de avarii, încuiere de scuiere, ESP off, butonul de aileron, auto start stop și evident dacă vrei să capotezi sau să decapotezi mașina de aici. Scrumiera cu tot cu brichetă și o cotieră care ascunde un USB, dar mai ai un USB tot pentru conectivitate și în torpedo care este capitonat și destul de spațios. Porsche Boxster chiar în versiune de bază, 1 noiembrie, suntem la tricou, mergem decapotați, cu scaunul încălzit, cu volanul încălzit, este o plăcere Boxsterul, o plăcere să mergi cu o decapotabilă, o plăcere să mergi cu un Porsche, cu greu găsești poziție la volan mai bună decât într-un Porsche, cu greu găsești volan mai ergonomic decât într-un Porsche și cu greu găsești o cutie de viteze ceva mai rapidă și mai plăcută în exploatare decât cea de pe un Porsche. Acum, există și un mic dezavantaj, la 718 s-a trecut de la 6 boxer aspirat la 4 boxer turbo, ceea ce înseamnă că motorul și-a pierdut un pic din caracter, are mult mai mult cupuie, mai rapidă mașina per total, însă nu mai are acel sunet plăcut de boxer 6 aspirat. Asta nu înseamnă că motorul nu are putere, la 300 de cai putere. După un pic de turbolag, mașina trage foarte plăcut, se turează până dincolo de 7000 de ture și cutia schimbă cum rar vei găsi. Mașina, deși are 1400 de kg, toate comenzile se simt chunky, solide, cărnoase. Accelerația, frâna, direcția, era să zic și ambreiajul. Dar chiar și schimbarea de treaptă, dacă vrei să o schimbi manual de aici, de la selectorul de pe consolă. Da. Pe un drum virajat, nu sunt multe mașini care îți pot lipi un zâmbet de Joker pe buze, așa cum reușește mașina asta. Și trebuie să ne bucurăm cât mai putem, pentru că următoarea generație va fi full electrică. Până atunci, mai ardem câțiva stropi de benzină și ne bucurăm de o mașină
care costă sub 100.000 de euro, dar care îți oferă plăcere de multe sute de mii de euro.